Anul 2023 a venit cu o serie de modificări fiscale. În ceea ce privește mediul privat, impozitul pe dividende se majorează de la 5% la 8%, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. De asemenea, salariul minim brut crește la 3.000 de lei, cu 200 de lei netaxați, iar salariul minim în construcții se majorează la 4.000 de lei. Bună ziua! În primul rând, anul 2023 aduce o serie de modificări pentru mediul privat. Printre cele mai importante sunt, în primul rând, creșterea taxei pe dividende de la 5 la 8%, ce înseamnă dividendele, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri. Profitul care rămâne unei firme la final de an, adică venitul minus cheltuieli egal profit. Acel profit poate să fie repartizat pe sectorul de investiții sau poate să fie luat de către cei care dețin firma. În momentul în care noi luăm acei bani și băgăm în buzunar, ca să vorbim în mod explicit, acei bani se impozitau și până acum cu 5%, din momentul de față se vor impozita cu 8%. Aceasta este taxa pe dividende care a crescut de la 5 la 8%. Avem creșterea salariului minim pe economie, așa cum știți, la 3.000 de lei. Puteți să ne ducem cu această creștere undeva până la 4.000 de lei, dar acei 200 de lei care se dau în plus neimpozabili se pot da doar dacă, în momentul în care a fost dată legea, salariatul era încadrat cu minim pe economie. Altfel devin impozabili. Ce alte modificări mai aducem în 2023? Cei care realizează venituri de peste 50.000 de lei per lună sunt obligați să aibă POS-uri, cei care realizează venituri din vânzări către persoane fizice, adică în momentul în care lucrăm cu cash și avem încasări peste 500 de milioane în bani vechi, suntem obligați să avem POS-uri, nu mai putem lucra fără acest dispozitiv. Mai avem altfel alte schimbări. Cei care dețin mai multe firme, pentru a putea rămâne pe micro, pe micro-întreprinderi, sunt obligați să rămână majoritar doar în 3 firme. Ce înseamnă majoritar? Poți să fii asociat unic sau trebuie să ai acțiuni sub peste 25%. Tot ce este peste 3 firme și suntem acționari mai multe firme, trebuie să fim sub 25% din procentul pe care îl avem în capitalul social și în participarea la profit și pierderea acelor firme. Dacă totuși avem mai multe firme și nu ne dorim să ieșim ca acționarii majoritari și să facem modificările necesare, atunci vom decide ce firme vor trece pe impozitul pe profit de 16%. Deci dacă eu sunt acționar, să zic, în 5 firme, sunt acționar majoritar și nu doresc să-mi schimb acționariatul și să rămân sub 25% în 2 dintre ele, pot să rămân acționar majoritar în toate 5, dar voi decide care dintre cele 5 vor trece pe impozit pe micro. Pe 16% impozit pe profit. Ce altă modificare mai avem? 1%, deci la micro-întreprinderi. Știți că până în 2022, finalul 2022, aveam pe micro-întreprinderi două tipuri de impozit. 3% câtă vreme firma nu avea niciun angajat, munceam noi în calitate de asociat și administrator, sau 1% dacă aveam un angajat cu normă întreagă. Din 2023 nu mai este opțiunea de 3% pe micro-întreprindere, avem varianta ori un angajat cu normă întreagă și atunci suntem la 1% impozit pe micro-întreprindere, pe venit, sau dacă nu trecem obligatoriu pe 16%. Deci dacă nu avem un angajat cu normă întreagă, obligatoriu trecem la 16%. Firmele de consultanță, obligatoriu au trecut conform legii la impozit pe profit. Firmele care realizează activități mixte, adică facem și consultanță și facem și alte activități. În ideea în care avem sub 20% venituri din consultanță și 80% din alte activități, atunci rămânem pe micro-întreprindere. În ideea în care am depășit plafonul de 20% servicii din consultanță, atunci o să trecem pe 16% impozit pe profit. Ce este profitul? Am spus și anterior, venituri minus cheltuieli egal profit. Această sumă care ne rămâne se impozitează cu 16%. Va fi introdus POS pentru firmele care au încasări în numerar mai mari de 50.000 de lei. Consilierul juridic Violeta Bâșnea a vorbit de asemenea despre schimbările la micro-întreprinderi, de la scăderea pragului la un salariat. Prețul la raft cu siguranță va fi mai mare din două considerente. În primul rând că toate liniile de flux tehnologic merg cu energie, cu transport, adică produsul până ajunge la raft este mai scump și în al doilea rând pentru că au crescut TVA-ul pentru anumite produse, respectiv tot ce înseamnă produse de restaurant, catering și servicii hoteliere, a crescut TVA-ul de la 5 la 9%, adică un 4% față de prețurile pe care le-am avut până la 31 decembrie 2022.
De asemenea, băuturile care conțin zahăr, și nu vorbim de băuturi alcoolice, ci și de sectorul non-alcoolic, TVA-ul pentru ele a crescut de la 9 la 19%, asta înseamnă un procent de 10% majorare numai pe TVA. Plus costurile pe care le vedem zi de zi, cu ceea ce înseamnă distribuția mărfii, ceea ce înseamnă ambalarea, producția produsului finit, costuri pe care odată ce le găsim în facturi, le vom găsi și în prețul de la raft, majorat pe anumite sectoare de produse. Nu este o noutate faptul că anul 2023 a venit cu o serie de scumpiri la raft pe care le vom resimți în buzunare în momentul în care vom merge la cumpărături. TVA-ul este mai mare la anumite servicii din Horeca și la băuturile care conțin zahăr. Așa, tot din noile modificări apărute în 2023, știm că până în 2022 PFA-urile puteau să realizeze profit, 12 salarii minime pe economie, pentru care plăteau decât 10% impozit pe acest profit. Acest plafon de 12 salarii s-a redus la 6 salarii minime pe economie. Același lucru s-a întâmplat și cu cei care sunt persoane fizice și au date anumite spații în chirie. Adică chiar dacă eu nu am un PFA efectiv sau nu am un PFI înregistrat la ANAF, dar am anumite imobile pe care eu le dau în chirie către diverse persoane fizice sau juridice, am obligativitatea din 2023 să le înregistrez la ANAF și să plătesc anumite taxe pe ele. Dacă profitul meu este sub 6 salarii minime pe economie, atunci voi plăti doar 10% impozit pe profit. Dacă profitul meu va fi mult mai mare de aceste 6 salarii, plafonul acesta de 6 salarii minime pe economie, atunci voi plăti pe lângă asta încă 10% la sănătate. Și este important ca oamenii, în primul rând, să știe, cei care dețin astfel de imobile și dau în chirie, ca obligativitatea de a declara aceste contracte la ANAF și, în al doilea rând, să știe ce costuri generează un astfel de venit. Din seria modificărilor fiscale discutăm de asemenea și de scutiri pentru clădirile eficiente energetic în cazul în care primăriile aprobă acest lucru.